Festivalul de umor Constantin Tănase prinde contur. Vasluienii au avut posibilitatea de a admira la Biblioteca Județeană o nouă expoziție a caricaturistului Costel Pătrășcanu, cel care a venit pentru prima oară la Vaslui în urmă cu o lună de zile. De această dată, lucrările sale au fost inspirate de scena politică. De data aceasta vine cu o propunere mult mai interesantă, și anume ABC-ul politicianului român îndreptat. Dacă o să vă uitați după ce vom deschide, practic, această expoziție, veți constata încă o dată cam cât de acid poate fi Costel Pătrășcan, cam cât de profund este în ceea ce încearcă să transmită și, nu în ultimul rând, ce ochi fin are să observe acele nuanțe de multe ori nebăluite. Inspirați de săptămâna umoristică și probabil de lucrările din fundal, invitații s-au încadrat perfect în tablou și nu au ezitat să râdă și să aprecieze umorul de calitate. 23 august anul acesta, Societatea Culturală Interludis, spuneam în 23 august, cu ocazia prilejului, a ținut un festival la Biblioteca Județeană Octavian Roga din Cluj-Napoca, unde Costel a ocupat simezele. O tânără doamnă, critic de specialitate, plimbându-se prin fața lucrărilor, a spus, zice, nu știu de unde să-l apuc pe domnul Pătrășcan. Și m-am uitat la Costel, era ocupat atunci, și am propus să mergeți, doamnă, până la domnul Pătrășcan, că vă arată pensul de unde să îl apucat ăla. Sunt aici din două motive, trebuie să spun sincer. Pentru că sunt un admirator al domnului Pătrășcanu, pe care l-am cunoscut personal, nu-mi plac asta. Și pentru că sufăr, al doilea motiv, sufăr de o maladie care se numește dependența de umor. Nu pot să stau departe de umor. Astea sunt cele două motive pentru care sunt acum aici. Mulțumesc, domnule director. Îi dăm cuvântul domnului primar. Nu se poate nunta fără smut. Iată-mă prezent aici la orice manifestare, pentru că în această săptămână mi-am luat concediu de la celelalte probleme să fiu alături de dumneavoastră și alegătorii știu. Alegătorii știu, pentru că i-am purtat pe brață. După aia i-am dat deoparte. Autorul expoziției a demonstrat că poate fi la fel de amuzant și atunci când vorbește, nu doar când desenează. Am venit la Vaslui prima dată într-un festival după 90 și s-a adevărat cu oarece timiditate, nu mi-am vins-o nici acum, lucrurile stau aproape la fel, numai că spunea domnul Ciu că am mai părut o latura misogină, pe care cred eu că nu am. Dovadă ca și divorțat. Mă bucur tare mult că suntem aici, că poate veți să râde și că astfel vom avea o zi mai minunată decât aia. Festivalul de umor continuă în această săptămână cu o serie de activități ce se vor desfășura în cele mai importante instituții culturale ale Vasluiului.